Tavi, a fost mai greu pe bancă sau în teren, sincer? E mai greu pe bancă. E mai greu pe bancă pentru că trăiei toate trăirile jucătorilor, practic răspuns de ceea ce trebuie să facă și ce realizări au sau imperfecțiuni. Cum ai trăit cele trei meciuri dintre Rapid și Farul din ultimele 20 de ore? Dacă ar fi să tragem o concluzie, ar fi una, la mod general, ar fi una pozitivă. Bineînțeles, cel mai important rezultat fiind al echipei de seniori, unde a fost un meci foarte dificil, cu puțină șansă îl puteam câștiga, însă rezultatul este, să spun, relativ echitabil. Legat de celelalte două jocuri, suntem într-un progres evident din punct de vedere al academiei noastre. Echipa de tineret a învins categoric 3-0. Gelos puțin pe ei, mai în glumă, mai în serios? Nu sunt gelos, sunt bucuros pentru că am avut 5 jucători de la mine, de la Under 17, care au participat la, care au jucat titular și au participat la această victorie cu 3-0. Eu sunt mândru pentru, și mai sunt mândru că și jucătorii care poate au mai puține șanse au reușit să se ridice la nivelul adversarului în jocul de astăzi de la U17. Cum este să joci pentru Rapid într-un meci cu Progresul FC Național? Nu e puțin ciudat? Da, este. În tinerețile mele am avut un moment în care trebuia să ajung la Rapid, însă în drum spre Pro-Rapid am ajuns la Cezena într-un joc amical cu AC Milan, semnând cu FC Național. Dar acum, mă rog, fiind un joc prietenesc, să spun așa, am ales să fac mișcare la echipa unde sunt legitimat. Ai ajuns cam târziu la Rapid, dar ai ajuns până la urmă, se poate spune, nu? Da, mă bucur, sunt un băiat crescut în Giulești, la două blocuri de stadion. Aveam idee de ce înseamnă a fi rapidist, dar acum cu siguranță învăț pe timp ce trece.